Bună dimineața! În această dimineață superbă, cu soare și cu Toyota și cu... Da, ce vreau să vă spun este că o să vedeți un nou episod, sper că îl vedeți dimineața la cafeluță, vorba aia, și o să vedeți cum am mai scăpat de niște rugină, cum am mai schimbat niște lucruri pe partea de caroserie, cum am reparat, nu, asta nu vedeți, asta a fost în episodul trecut, când am schimbat discurile, plăcuțele, am reparat frâna de mână, blocantul și toate lucrurile de genul. De data asta ne ocupăm de înfrumusețat pe spray. O să fie fun. Dar până atunci, dacă vreți să vă cumpărați o Toyota sau un Jeep sau un Passat sau un Smart sau un Seria 5, e bine ca înainte de toate astea să faceți o verificare pe Car Vertical, care este un site unde puteți să aflați istoricul mașinilor, dacă acestea au fost reparate în servisuri autorizate. E bine să știți. Adică nu faceți asta ca să nu mai cumpărați mașina, faceți asta ca să știți despre ce e vorba. Atât de simplu, intrați pe linkul din descrierea clipului și aveți și discount. Ce mai vrei, mă, de la viață? Am luat o piatră în parbriz. Nu știu cât o vedeți aici, probabil că nu o vedeți. Am luat o piatră în parbriz acum de la chipul lui Philips sau lui Paul, nu mai știu care. Și m-am dus o repar, pentru că parbrizul la Toyota este cam 1000 de lei, plus manopera de schimbat vreo 300, plus lipici, plus chedere, plus haos, și aș vrea să nu schimb parbrizul, mai ales că am folia pe el, și aș vrea să nu-l schimb. Am venit aici la băieți în curtea asta, unde eu vin mai des la Mecanero decât la Turbocon, dar de data asta parbrizul. Oh, ce faci, mă, Jeep-ul ăsta e la servis? Culmea, Jeep-urile nu se strică, Fiat-urile astea. Da, mă, lampă Sebica aici, portar, deschide frumos. Care vreți detailing, vă ajută Sebica. Așa? Mai, ok. Și acum vedem și cum se repară o gaură din pambriz, ca să fie treaba documentată. Asta e trusa, astea sunt sculele, au băieții și scară. Mă urc aici. Unde e gaura, mă? Nu mai știu. Ah, uite aici. Aici este cu oglindă, cu nu știu ce, se pune soluție, se face. Să nu credeți că se întâmplă miracole. Asta e asta reparata. Păi aici pe undeva, nu știu, nu mai văd. Nu mai găsesc. Eu o văd, dar mi-e greu cu telefonul. Nu se întâmplă miracole, adică nu se repară parbrizul ca și cum n-a fost o gaură acolo, dar aveți avantajul că nu mai pleacă, deci nu mai schimbați parbrizul. E o reparație relativ ieftină în comparație cu costul parbrizului și se face cam în 20-25 de minute. Așa cum am spus de fiecare dată, dacă vreți să scăpați de rugină la mașinile astea, trebuie să faceți exact ce fac pompierii. Adică în fiecare an le negriți podul de sub, le vopsiți, le aranjați. Eu am schimbat, după cum știți, armătura bării spate, că era foarte ruginită a mea și am luat-o pe asta și am zis că să fie țiplă, am vopsit-o și uite ce s-a întâmplat. A ieșit rugină, pidânsă, picișa, și am folosit un spray după care l-am testat pe bălășoiu și l-am dat, l-am făcut la nu știu ce și că se dă peste rugină și după aia dai cu daia și gata, e țiplă. Așa că facem o recondiționare la armătura bară spate. Să nu mai vedem chestiile astea pe aici, că sunt bleau. Șef sunt pe spray-ul. Bă, șef. Bine, toba nu mai zic, că trebuia și așa să nu dau, hai să o șlefuiesc un pic, să-mi fiu țăran, dar sunt șef pe spray, e prima mână și mai am. Am izolat ăsta ca să vedeți cât de mult țin la voi jipiștilor. Au, aici n-am dat? Fii atent! Minune dumnezeiască! Ia uite, bă! E nouă, bă! Mă, dau și cu stânga, poate mi se scurge treaba aici, să vezi ce mă oftic. Erau vopsite electrostatic la un moment dat, dar nu mai sunt. Că spray-ul e spray, cum ar veni. Nu te supărați, ai luat traversă de asta nouă de Toyota? Ai dat 2500? Nu, frate, mi-am văzut-o la spray. Atât de simplu. Nu mai suportam, ești nebun. E bine că am schimbat-o, știi? Asta e un lucru bun. Nu, mă!
No. Am să vă arăt ce era aici, de ce îi iubesc eu pe băieții ăștia și am să-i protejez, pentru că ei au făcut un gest și mi-au luat acest cadou și nu puteam să dau ăsta jos ca să folosesc aici. Și că a trebuit să-l izolez un pic ca să rămână să se vadă, nu? Cadou frumos. Frumoasă, curată, spălată, aranjată, vopsită aia în spate. Dar știi ce zic? Cum stau eu cu asta aici așa? Cu asta așa. Proiectoarele astea chinezești de marșarier. Am vopsit și eu rama asta. Bine, nu discut de astea și de alte lucruri, dar măcar rama asta. Ei, nu? Păi ce facem aici? Îmi iau lucrare și azi. E bine că e soare, vorba aia. Acum stăteam și mă gândeam, după ce am căutat 7 milioane de imbusuri, de ce mă chinui eu atâta, că e 60 de lei un proiector de ăsta? Adică puteam să-mi iau două, știi? Le luam și aera, dar hai să facem recondiționare, vorba aia. Da, dacă știam că muncesc atâta să-și lefuiesc rahaturile astea, luam altele. Erau 120 de lei, două bucăți, noi nouțe. China, Uber ales. Aluminiu coclește, fierul ruginește. Aia. Și acum că ne-am întors la Toyotele noastre, ca să zic așa, și pentru că astăzi era o zi așa în care stăteam degeaba, mi-am luat halatul la maestru și intru în acțiune. Acțiunea următoare, puncte de rugină și așa o curățare frumoasă, că vorba aia ca mașină de la pompieri odată pe an, știi? Avem rugină aici. N-ai cum să stai cu așa ceva, e oribil, știi? Și pe stânga și pe dreapta. Oribil. Trebuie să curățăm, să facem, să fie bine. Bun. După care avem rugină aici. 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 Tot pragul ăsta. Și mai sunt diverse locuri. Așa că îi tragem frumos. De jur împrejur. Taca, taca, ce mai avem? Uite ce e aici. Caca, maca. Nu-i frumos urât. Mai am niște rugină pe la mânere, că e boala lor. Uite aici, vezi? Mânerul ăsta trebuie dat jos. Da, asta e. Asta le fac la PDR, că mi-a sărit Max Traxu, că na, vorba aia. Așa e, când faci lucrurile de mântuia, aici trebuie curățat, trebuie făcut, trebuie dat. Iau flexul acum, îl topesc. Ești nebun? Draculia. Da. Și pentru că știi cum e în viață. Apărătorile de pe față, de plastic, sunt gazate cu alb. Pentru că băieții în Danemarca au făcut o reparație. Cum au putut ei și eu, pentru că aveau alb pe ele, am dat cu spray negru, că am zis, na, dacă albul stă, să stea și negru peste albul ăla, știi? Dar n-a fost chip. Așa că mi-am luat niște apărători second hand, să le schimb pe alea de pe față. O să vedeți un before and after. Nici o zi, vorba aia. Nici o zi. Am schimbat apărătorile, așa că acum ating 35-ule în apărători, că na, vorba aia. Astea nu sunt tăiate. Dar o să le tai. Așa. Am de schimbat uleiul, că e jale cu uleiul. Mai am asta de reparat, rahatul ăsta de sondă litrometrică. Și să nu cad din mașină, vorba aia, că știi cum e, când ții mașini din Danemarca. Ta-da! Știi ce zic? Aici am dat cu niște soluții, cu niște chestii, să vopsim șasiul să fie țiplă. Dar aici trebuie să schimbă pragul, pentru că jale... Aici a fost schimbat. L-am mermelit, l-am curățat, l-am dat cu soluție, care... A? Nu s-a uscat încă, mai are un pic de stat. Și după aia se vopsește, se trosonează, se bam bam. Și facem și astea, că e jale. Aici sper să fie kit. Da, și facem pe aici, că mai avem niște urme, niște dalea. Acum am auzit muzica, îmi pare rău. Și intrăm la un schimb de ulei rapid, că până una alta, să nu se mai vadă rugină, că e jale.
Și cum se strâng toate pe ultima sută, așa în tenis, adică ultima sută, asta fiind ultima sută, trebuie să fac și revizia, așa cum am zis. Și ca să fac revizia am ales acest ulei specific de la Mutul 5W40, CNG-LPG. Adică pentru mașini care folosesc și gaz în timpul mersului, nu numai benzină, e mai bun, pentru că, după cum știți, mașinile care merg pe gaz merg la o temperatură ridicată, nu au aceeași temperatură de funcționare, pentru că gazul nu răcește precum benzina. Și atunci acest ulei este specific normelor BMW LL04, adică dacă aveți BMW-uri care sunt normă de poluare Euro 4, 5, 6 și aveți gaz, e bine să folosiți acest tip de ulei pentru a nu crește poluarea și pentru ca motorul vostru să fie protejat, mergând la temperaturi mai mari. Eu l-am luat pentru mine, că vorba aia, facem tot posibilul ca mașina să se conserve în condiții optime, să nu uităm că are 500.000 de kilometri, deci nu mai e la prima tinerețe, așa că na, facem tot ce se poate ca ea să fie cât mai protejată. Și mai vopsim și mai... Ca să nu mai zic că n-am ceva de Volkswagen pe mașină. Punem cu găuri. Măcar nu-s ruginite găurile astea, ok? Da. Zicem că așa am vrut noi. Să iasă noroiul de acolo. Să băgăm ceară, Dane. Da. Nu pot aici că e muzică, dar aia e. Pune și Marius aici ceva. Ciocanul, dar el a vrut. Aici iarăși nu mai vorbesc că e muzică și dacă n-ar fi muzică, ar fi foarte, foarte multe înjurături. Că mă înjură Dan pe mine, dar asta e, ce să fac. Am mai luat înjurături și de la alții. Nu, că aici nu se aude ce vorbim, că e muzică, așa că nu contează. O să înjuri, să faci ce vrei. Ce zic? Aici nu luăm cu sunet, că e muzică și pune Marius muzică pe fundal. Hai, Cleș, Dane, vorba aia. Cu albastru, cum îmi place între ani. Da, mă, încă o zi, încă un colet. Mi-am luat de la dezmembrări chedere pentru ușile spate de la Nea Dan din Timișoara, să-i dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului, care este, că este super om și cu super prețuri și cu super piese. Uite cum mi-a trimis chederile, mă, cu toate astea pe ele, frumos, cu toate clemele. Doar le pun pe mașină, ești nebun? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Adică, de ce zic asta? Păi e foarte simplu. Un cheder de genul ăsta, și mă bucur că există nou și că se poate comanda încă de la Toyota, costă 550 de lei, nou, original Toyota. Nea Dan mi le-a dat pe 120 de lei pe amândouă. I-am zis, bre, Nea Dan, trebuie să mărim prețurile, că nu se mai poate și ceva. E prea ieftin. Bine, dăm tu cât vrei, bine. Am terminat și partea asta de aici. Am avut și aici o reparație rapidă. O reparație rapidă. Și acum izolăm, șlefuim, facem, trecem ca să dăm fuller. De jur împrejur, să-i tragem un alb elegant. Și tot mai am de vopsit o ușă, de dat un mâner jos, de mai făcut niște lucruri, știi? Că na, nu se termină niciodată, dar asta e. Da. Se fiulărește că urmează să se vopsește. Mă rog, a venit vara până am terminat-o noi. Vorba aia, am dat niște fiulări, niște alea, niște gel, niște kit, niște table puse, niște chestii, niște dale, niște dale. Și aia e. Și zice, tacă-țacă păcă. Un pic de, dă-i ăla de zi. Da, dă-i aerograful să dea filler. Ziua 2763. Da, am peticit, am curățat, am dat, am făcut, am schimbat, am făcut și o fac de jur împrejur. De jur împrejur până la bandouri, aripa asta o fac, dar nu în drept, că așa sunt eu. Și îmi place să fac lucrurile de mântuială. Aici am schimbat. Acolo am schimbat. Bine, a schimbat, dar n-am schimbat. Eu n-aș vrea să înțelegeți greșit.
și aia e. Tragem o vopseală frumoasă, că pe weekend mergem la Buzău și nu pot să intru în Buzău cu rugine pe la praguri, că mă știe lumea, vorba aia. Da, ia să vedem ce avem noi aici la cuptor. Cozonac. Mă! Mă! Care sunteți, mă? Ia să vedem, mă, ce avem noi aici așa. Uite aici ce frumos am făcut, am păstrat patina. Am vopsit așa cu asta strâmbă, pentru că așa mi-am dorit. Am zis vreau să păstrez amintire de unde mi-au sărit Max Traxurile și mi-au îndoit aripa. Bun! Păi ce am făcut nea Laurențiu aici? Avem o scursură? Da, avem antifonuț pe aici. Tăcă, tăcă, tăcă. Aripă, pragul. Uite, țiplan. Mamă, ce e aici? Să moară Franța, tendoanele mele noi. Da, n-are nimic. N-are nimic. Oricum trebuia vopsit acolo. Dar bine, nu cu alb, cu negru. Și am făcut aici frumos. Am dat pe prag să fie, doamne, raptor de ăsta, cum ar veni, raptor de ăsta antifonesc, știi ce zic? Așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Da, 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 da. Bun, hai să vedem și pe partea asta, unde s-a întâmplat lucrarea. Aici, top to stand, top to stand, țiplân, țiplân, aici, tac, tac, tac. Doamne, șasiu gazat cu alb, mai bine mă împușc, vorba aia. Am un spray negru, dacă nu-l repar, acum 5 minute îl repar. Da, simplu. I like it. Nu puteam să merg la Buzău așa. Adică mă făceau aia cu ouă și cu oțet la Buzău, știi? Da, mă, e vopsită, e dezizolată, e și negrită pe aici parțial, pe dedesubt, că mi-au gazat băieții ăștia șasiu. Uite ce mi-au făcut. Le fac reclamații, am zis pe pagina de Facebook, le scriu acolo așa. Păi ce facem, domnule, știi? Mi-am îndoit apărătorile noi, schimbate. Apărătorile cele noi le-am făcut cu fionul și le-am strâmbat puțin ca să nu mai atingă 35-urile, că na, problema cu 35-urile, așa arată pragurile refăcute și așa arată șasiul gazat, pe care am să-l înnegresc acum, fără niciun fel de problemuță. Să nu avem discuții discutabile, da? Facem frumos. Aici am un negri deja, dai doar o mână. Mai dau una. N-aveam cum să merg la Buzău, mă, cu șasiul gazat. Era lipsă de respect, știi? Na, nu știu voi cum sunteți, dar eu nu pot să merg așa. Un spray negru consumat mai târziu. Și șasiul arată top to stand. Negreală, negreală. Negreală, 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 negreală. Negreală, negreală. Adică nu stăm la discuții. Negreală, negreală. Păi da. Gata, mă, să mergem la Buzău, zic. Nu? Și de acum. Ce? Camera aici. Mergeți. 25 de lei și premiu. 25 de lei și premiu. Da! Nu. Spray cu ce? Spray cu negru, mă. Uită-te la șasiu, te rog. Băi, e negru? Băi, e negru? Vino și pe partea asta. Vino, vino, mă, și pe partea asta. Nu contează, mă, cât ține. La mine să ține. Uite-te, mă. Ce ai la viteză? Zi, mă. E negru, mă? Dă-i tare cu ușa acum. Bă, 25 de lei? 25 de lei. Pomană. Ai, nu. Pomană. Pomană. Uite la Paul. Uite, Jeep. Fii atent. Vino seara. Jeep. Să nu-l filmezi, nu? Să vede jeep-ul lui Marius. Uite, caca. Spray 25 de lei, îți iau 17 milioane. Auzi, mă, asta din ce an e? Da? E nouă, e 2022. Ia, du-te și uite-te la aia, dar are 22 de ani. Ia, a crescut prețul la pui? A crescut, nu? Da. Ce? Fii să vezi. Cum se vede șasiu? Se vede foarte frumos, dar păria ceva. 25 de lei. Păria ceva. Păi apărătorile noi. Apărătorile noi. 25 de lei pe lună și ai ieșit la mașină. Țiplă, nu? Ce? Uite, o văd de aici. 25 de lei pe lună. O văd de aici, rogina, te uiți. Dă-i spray-ul, da? Uite-te în telefonul meu. Fii atent. Te vor ustura ochii, mă, nu te mai uita. Dă cu zup, îi tremură. Ia, fii atent. Ia. Vezi? Ce? Ce? În ciorbă. O vezi? Da. Căpățâna de găină, știi ce zic? Face așa acolo. Să trăiți?
Băi, pentru că n-am mai filmat de mult la Toyota, era și păcat să nu filmezi pe așa o ninsoare superbă. Păcat că ați greșit data, domnii, cu ninsoarea. Și n-a venit în decembrie, că în decembrie era frumos. Da, mă pregătesc să rezolv problema reglajului de faruri, că diverse probleme la Toyota, vorba aia, să schimb chederele pe spate și, repet, ninge cu fulgi ăștia așa superbi și frumoși și grași, încât n-aveam cum să nu iau cadrul ăsta, că e superb. Uite de ce tu. E, așa ceva. Doamne, ce frumos. Da, ne apucăm de treabă, lăsăm vorba, că vorbă multă sărăcia omului. Dar tu i-ai dat să regleze acum sau ce? Mm-hmm. Și se întâmplă ceva oare? Mm-hmm. Bă, se întâmplă dacă mă uit acolo pe lumina aia. Se întâmplă, problema e că, ți-am spus, când pornesc mașina și stau lângă ea, o aud, zip, 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 și o reglează în continuu, știi? Și this is not a good thing. Da, this is not a good day for science. Da. Și mi-am comandat butonul ăsta, de acelișa de reglaj faruri, că am zis eu că poate de la asta. Am cer scuze pentru alarma asta de piuit, dar asta e viața. Da, și l-am comandat pe ăsta, că am zis că poate de la ăsta. Aștept să vină astăzi curierul și să-i dăm drumul la lucrare. Da, deci reglajul funcționează așa pe loc. Se vede acolo că se ridică fraiera. Problema e când merge motor. Cred că acolo e problema. Că încep astea să... Blablabla. Vedem, vedem. Mai cercetăm. Da, mă, cu contactul pus nu face nimic. Nu lucrează motorașele nebunele. Acum am pornit, o să vedem... Nu se întâmplă nimic. Mai așteptăm, mai așteptăm. Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, vi s-a părut util, vi s-a părut interesant. Tot ce am eu nevoie ca să mai continui cu aceste episoade este share, like și subscribe. Atât de simplu. Share, like și subscribe. Ah, și cu farurile, am tot așteptat să facă și n-au mai făcut. Hai, hai.